După o perioadă lungă în care am dus dorul produselor proaspete locale, pe piață și-au făcut apariția și astfel de delicatese. Căpșunile de halmeu sunt printre primele fructe autohtone care se comercializează în această perioadă. Deși au prețul cam piperat, 25 de lei kilogramul, băimărenii le cumpără. Bune! Poate chiar foarte bune. Ați așteptat să vină sezonul? Bineînțeles, mai ales la Cireașa am așteptat mai mult. Mirosul îmbietor și calitatea căpșunilor oferă vânzătorilor atuuri suficiente pentru a fi siguri că nu rămân cu marfa pe teșghea. Din Turulung, din halmeu aducem și din Băvești. Au apărut așa la sezon? Da. Vindem de 2 săptămâni. Sunt bune? Sunt căutate? Foarte bune, numai nu-i căldură, că trebuie să fie dulce cum ar trebui. Aștept de la halmeu și Grecia. Sunt căutate deja, oamenii se bucură? Da. Se vinde foarte bine. De cât timp? Păi românii uite vreo 4 zile au apărut. Se compară cu ceva căpșunii românești față de alții? La vânzare? La gust. La gust, da, sigur. Sunt mai bune. În ce privește cireșele, acestea sunt importate din Grecia, iar prețul variază între 20 și 25 de lei. Cireșele și căpșunele sunt deosebite prin savoarea lor, dar și prin aportul de elemente nutritive aduse organismului. Luna iunie ni le oferă din belșug, așadar să profităm!